Salutare tuturor și bine v-am găsit la Pe Simulator 99. Suntem în Dino Tycoon pentru că nu pot să cred că am uitat de ceva super simplu, ceva super ușor de făcut să deschidem Dino Gifts. Deci am uitat complet că pot să deschid Dino Gifts. M-am dus și am cumpărat 500 de cadouri. Am avut eu vreo 7, deci am cumpărat vreo 400. Imediat stai să fac aici la Keybinds. Puteți să vă duceți să băgați Keybinds-urile cum este la Rave Gift. Vreau să dau X, vreau să dau din nou și o să caut aici Dino, da? După dau click pe Dino, dau confirm, dau control sau R. Bine, eu pun control, cred că e ușor, știi? Dar voi puteți să puneți orice control V, control altceva Nici nu trebuie să puneți control V sau ceva Puteți puneți doar R, bine, R nu merge pentru că e și ultima ta R Dar să zicem că pun T Mă duc fix aici, s-au schimbat, uite Dau pe T direct, dau pe T direct De obicei e bine să ai de două, două butoane Gen, acum deschidem 8 să vedem cum este Fix acesta minunat Deci nu a picat nimic, a poate pică huge 88 de milioane toate chestia asta în 88 de milioane toate astea 500, o să deschidem imediat, chiar am uitat, nu mi-a venit să cred când am uitat de acest lucru, dar de data aceasta, da? O să punem și noi keybind-ul cum trebuie. De obicei e bine să apeși două butoane la keybind, nu trebuie neapărat control, poate să fie alt râ, dar cel mai bine e două pentru că nu vrei să activezi ceva din greșeală, știi? Să zicem cam control X, da? Și să zicem că, uite, dau control X aici la cearmuri și le deschid. Dacă apăsam doar X, poate apăsam mic și deschideam din greșeală și chestii de genul. Așa că hai să revenim, da? Suntem fix aici, eu chiar am uitat de Dino gift o să stăm și noi aici, o să facem fix așa, puneți și noi peturile în spate că nu ne interesează și o să facem control R, da? O să facem fix așa, stai puțin, deci ne pregătim, unde e control R? 1, 8, 16, 24, 36, deci uitați-o cât de multe sunt, da? Sunt foarte, foarte multe și poate pică un huge. De obicei la chestii de genul niciodată nu am noroc, nu știu dacă mi-a picat vreodată. Și uite, niște poțiuni, niște TNT, un flag, un flag, avem fix aici exotic pug, avem niște bundle -uri. avem o grămadă de chestii pe care le primim de aici. Mai deschid în cop să vedem aici cum e. Vedem dacă avem noroc sau nu. Și avem fix acum un huge, pică un huge! Nu, a picat un lucky block, a picat o carte de... Unde este? Strapiți în poțiuni, cărți, nu contează, aplicat o carte de Lightning, avem Charmstone, Lucky Block, cărți și poțiuni de Mastery de Mai deschidem încă 8, 4, 1. Să vedem dacă avem așa noroc mai mare, știi? Dacă avem noroc, dacă nu avem noroc, acum nu depinde de noi, da? N-a picat până acum nimic, a deschidem fix așa, stai să dispară ăsta TNT, Rainbow Flag. Avem cărți de strong, poțiuni de level 4, nu contează, asta, că practic sunt utile, știi? De obicei eu dădeam PES, mă duceam aici și deschideam, dar acum nu mai trebuie să fac chestia asta, că pot să fac pur și simplu așa din keybind-uri. Și chestia asta a fost atât de bună încât nici nu vine că s-a băgat. Deci e super, super, super genială, da? Imediat mai deschid încă o dată niște poțiuni. Mi-a picat opinia ta, a picat niște poțiuni și cărți de mastery, name tag, avem diamond potion, mida touch, dispar toate astea și acum o să deschidem. 1, 2, 3 și acum vreau să fac și eu o poză să vedem aici cum e. Perfect, am făcut o poză pentru timeline de sigur. Și acum să vedem ce este. Pică ceva? N-a picat nimic. A deschidem Una, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 80 am deschis, doar 80. Și mai am încă vreo 300 și ceva oricum. Pică ceva, pică ceva, pică o grămadă de iteme, dar nu pică nici măcar un șuș, nu? Nu cred că mi-a picat până acum, că a mare, că a picat șuș sau mi-a pe ecran sau ceva de genul, n-am nicio idee, dar o grămadă de shiny flag-uri, shiny flag-uri, o grămadă de chestii, 8, 8, 8, 4, 4, 4, ia să vedem cât e aici. Poate avem mai mai șanse așa, știi, că dacă deschidem 4, poate vede jocul că deschidem 4, suntem amărâți. Uite că ne-a picat Dino Boot, nu pot să cred, din atâtea chiar ne-a picat una. Nu prea valorează mult, ne-a picat un Springle, dar stai să vedem unde este. Și nu apare aici că s-a dus, dar a picat un Dinobut, nu vine să cred. Mai deschid încă unul, mai deschid patru, mai deschid aici o grămadă, că sunt prea multe de deschis, asta e faza. Acum nu mai deschidem ca înainte 10, 100, putem să ne permitem și noi să deschidem 500, să vedem dacă chiar pică ceva sau nu. Dacă aveți 500, mai bine le vindeți, adică în momentul de față mai avem încă vreo 200, luăm și noi aceste peturi, da? Avem, nu peturile, să luăm și noi aceste peturi Împreună cu loadout-ul de damage Unde e loadout-ul de damage? Ăsta ai fi loadout-ul de damage Și ne ducem fix așa, da? Luăm noi hoverboard 2 ăsta super mișto și ne ducem să vedem dacă găsim insule. Ne ducem la insula aceasta, ne ducem și distrugem ăsta cât de rapid putem. Aici, din păcate, busturile nu merg, dar cred că e mai bine așa, gen. imaginează ți că ai cocktail, poțiuni de damage, de treasure hunt și se duc degeaba că nu poți să pui flaguri la ultima zonă și nu se farmează bine. Așa că e mult mai bine că busturile spauză, e mult mai bine că peturile sunt inutile, gen peturile din afară de la eveniment sunt inutile și trebuie să joci neapărat evenimentul și chestia asta este genială. Acum să vedem și noi câte de la primim. Dacă ai fi acum să distrugem toată asta cât rapid, primim 15, 30 sau mai mult. 75. Ori asta e cea mai bună insulă, aia care costă cel mai mult, ori au dat din nou buff la chestia asta. La început puteai să iei 100, 150 la update, știi, când s-a făcut update-ul. Dar acum poți să iei 15, 30. Atât am luat ultima dată, n-am mai făcut de atunci, dar... Poate acum să vedem dacă peturile dau damage, îți fac treaba, avem și autotap dar parcă cu atât de multe peturi, cu atâtea charm de royalty, overlord, bonus, lining, toate astea, atâtea foarte maxate, tot bine, mai puțin ăsta, stai să pun și o XP pe ăsta, pune și pe ăsta XP, stai puțin unde e, a, mai pot să pun un XP pe ăsta, pe ăsta și restul nu ne trebuie XP. Așa, perfect. Și distrugem acum. Uite, vezi, luăm 30. Da, nu poți să dai 3 double, dar îți dai seama dacă puteai să dai double la ăla, ce bine ai fi fost. Adică puteai să le vinzi pentru că nu prea te ajută cu nimic, știi? Și lumea chiar l-ar fi cumpărat pentru că fosilele ce fac, dacă le pui la mașină fosila asta, ai șansa mai mare la huge. Am și 427, că m-am mai farmat și eu puțin la evenimentul ăsta, am mai farmat și la zona normală. Evenimentul ăsta ai de gust să participi la el, dacă am atât, știi? Explozivul happy pes, criticală, poate mai să pun încă o criticală. Adică nu văd că merge la. Angelic și demonii carte. Nu văd că merge Gen, În carte, să apare ceva. Deci probabil o să mai las încă una. Pun fix aici, las una și pun tap power, unde e tap power perfect. Poate așa da mai mult damage, știi? Sau poate dacă dai, uite, 150, nu pot să cred. Sau unele pentru că sunt mai slabe dau mai puțin și unele dau mai mult. Adică chiar nu știu de ce câteodată primești mai mult sau mai puțin. Deci văd că n-au schimbat nimica, doar că am avut eu câteodată noroc să primesc mai puține. Sau la data trecută ce m-am dus la fiecare până le-au completat pe toate. Și tot așa, stai să mai pun și altceva. Că simt că nu merge. Corruption e vai de viața ei, chiar nu merge, nu știu de ce lumea o mai folosește. Mai pun că un ta power super, de ce nu? După loc de explozibil, ba nu, că explozibil chiar să aud. Dar, nu știu, Happy pets ta pet să zicem că nu merge și să zicem că pun un lining Perfect, acum poate dau și mai mult damage. Cartea Super lining de extinde de mult damage. Dacă ai auto tapu și farmezi în sol <trui> Scuzați-mă, scuzați-mă, 75, ok, aici și se spawnează la fiecare 5 minute și mai am încă unul și după gata, după luăm și noi Jeskiu să ne plimbăm așa puțin, dacă vreți să ai Ar fi fost mișto să pace, bine, acum o să fie partea a doua din evenimentul ăsta, dar să pace cu schiuri, da? Să pace un dăla, la un... cum se cheamă? să bage pe hartă, ce în prin afară, ce în obstacole, știi? Și tu să intri prin foc sau să intri prin un cerc făcut din scheles de dinozauri, știi? Ceva de genul nu ar fi super mișto chestia asta, ar fi genială. O să merge și noi aici să vedem imediat. Am distrus ăsta și dacă este iau acum, da? Just în un momentul de față, dacă ai fi să-l iau să mă duc la data asta, ar trebui să nu mai fie niciun cerș pentru că l-am distrus. Perfect. Acum hai să continuăm să vedem dacă pică ceva sau nu. Dacă mă duc la mașinăria asta excelentă de aici și pun toate astea, nici măcar nu e șansă de 100%. Trebuie vreo 1500, trebuie să faci de câteva ori bune ca să poți să ai șansă, știi? Mă duc fix aici, mă duc la 1 și acum, frate, hai să începem să deschidem. 8, 8, 8, 8. 8, 8, 8, 8, 8, ia să vedem, pică ceva, pică ceva, măcar dacă ar pica un huge. Nu că mi-au -mi banii înapoi, dar măcar să-mi pice, știi, să simt eu că am norocul ăla important. Dar n-a picat nimic, a picat niște mini chesturi, a picat agility, ce am larni, ce am a picat coins, name, dar nu prea a picat cine știe ce, dar șansa e mică. Dacă pică un golden, shiny, rainbow, shiny, rainbow, shiny, golden, normal, ar fi foarte, foarte mișto. Mai deschidem aici, mai avem o gămada, frate. Ce greu să le deschizi pe toate, că 500 până la urmă. Ar să faci asta de vreo 45 de ori ca să le deschizi pe toate. Și nici măcar un huge, adică dacă e să mă duc jos, poate este ori, dar uite că chiar nu a picat nimica. Mai avem în total 36. 8, le deschid normal, știi, dacă tot mai avem 36 să le deschid simplu. De aici n-a picat nimica, opinia opiniata și atâta, știi? A picat opiniata, fortune în care asta nu prea contează, dar opiniata lasă ce încă te ajută mai bine le păstrați și le vindeți când o să se scumpească, după ce o să dispare evenimentul, da? Asta e fi cel mai bine să faceți decât să... Mm. Nu știu, cred că mai faime și eu acum, poate pică, poate nu, acum nu știu exact ce să fac cu cadourile astea, dar o să, oricum cadourile le păstrez, dar nu știu dacă vreau să mai farmez aici în zona asta, dar din moment ce am pus fosilă și am mai mare șansă la piuși, de ce nu? Și gata, astea sunt ultimele 4, nu mai am opt, item missing from inventory și n-a picat nici măcar un huge, din păcate. 500 și absolut nimica. 80 de milioane, practic degeaba. Asta ai fi toată faza, știi? Acum depinde și de voi ce vreți să faceți, dacă vreți să deschideți sau nu. E doar depinde de voi și ne vedem data viitoare la pe simulator 99.